Ai avut o relație, mă rog, apropiată cu Cristiano Ronaldo. Cum ți se pare că a ajuns el acum, iată, pe cale să plece, nu mai de la Arabi, nu mai joacă atât de bine? Crezi că ar trebui să se retragă? Pare tentat să se reîntoarcă asta în Europa? Asta numai el știe ce poate să facă. Din punctul meu de vedere, a făcut o alegere foarte bună. Era o ofertă de nerefuzat. Când cineva îți dă jumate din averea ta pe care ai agonisit-o în an de zile de muncă, era incorrect să o refuzi din punctul meu de vedere. Mai ales că are o vârstă și pe final de carieră, într-un campionat în care, din punctul meu de vedere, citeam mai acum câteva zile, este singurul jucător din lume, mai cunoscut, care are gol marcat cu dreptul, gol marcat cu stâng, gol din penalti, gol din lovitură liberă, gol cu capul, adică din toate pozițiile. A marcat 3 goluri într-un meci, a marcat 4 goluri într-un meci. Deci, practic, e singurul jucător mai cunoscut, să zic așa, de top, care a reușit acest lucru. Ai mai încercat să păstrezi cumva legătura cu el, poate prin intermediari sau... Până la un moment dat am păstrat această legătură, dar după aceea lucrurile s-au schimbat, nu mai poate avea nimeni acces la numărul lui decât familia.